ci sunt legile adoptate de această coaliție. Această coaliție a votat anul trecut desființarea SIJ. Ați fost incapabil să o faceți. Legile justiției, 12 luni v-ați uitat la ele ca pisica în caledar, incapabil să le treceți. Legea privind avertizorii de integritate. Legea privind consolidarea ANABI ca să recuperăm produsele infracțiunii despre care dumneavoastră vorbiți și nu faceți nimic. Și în fine, codurile penale. Deci noi suntem de vină că adoptăm într-un an de zile 7 legi pentru consolidarea agenței justiției și voi, care nu faceți nimic, trebuie să ne dați lecții. Păi cred că și lipsa de bun simț politic și de altă natură are o limită. Pentru că tot vorbim de drept și de justiție, unde e vorba de limită. Aveți o limită măcar și în critică, și în jigniri, și în aberații. Nu faceți decât să vorbiți și să vă înfășurați în cabluri între care o să rămâneți în istorie, fără să lăsați nimic în urmă. De bine, de rău, această coaliție a făcut ce voi n-ați făcut un an de zile. Mulțumesc. În mai puțin de un an de zile. Asta este explicarea votului meu. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Conform regulamentului, un singur vorbitor pe grup la explicarea votului. Așadar, domnul Stelian, cu toată părerea de rău, a vorbit președintele dumneavoastră. Domnul Coarnă, vă rog. Domnul Radu, tocmai ați votat mersul la pușcărie împotriva Constituției României. Astăzi n-a fost vorba și nu este vorba nici despre Dragnea, nici despre Iordache, nici despre... Este ora 12, doamnelor și domnilor, încep știrile amiezii și s-au încins spiritele în Parlament odată cu votul pentru noua definiție a abuzului în serviciu. Practic, deputații au votat fără prag pentru abuz în serviciu, după o săptămână de ping-pong în care s-au tot licitat sume, 250.000, 9.000, 6.000, coaliția de guvernare a șters cu buretele pragul. Totul a început ieri printr-un telefon misterios primit de șefa juriștilor de la Camera Deputaților. Haideți să vedem și noi momentul acela. Dacă urmează să fie administrate probe ce constituie informații clasificate, instanța și autorității competente de urgență vă toată lumea acces. Dacă se consideră că nu se scuze că vă întreb, îmi cer scuze că vă întreb, că a ieșit o situație urgentă, trebuie să mă duc de urgență în birou, 5 minute suspend ședința, 5 minute și continuăm. Așadar, doamnelor și domnilor, decizia finală în cazul pragului pentru abuzul în serviciu s-a luat în Camera Deputaților. În doar o săptămână, așa cum vă spuneam, am ajuns de la 250.000 până la eliminarea pragului, lucru care s-a întâmplat astăzi, acum doar câteva minute, deși liderii PNL și PSD au susținut ferm că suma va fi 9.000 de lei, inclusiv Marcel Ciolacu a anunțat acest prag, însă, surprinzător, șeful PSD, care e și președintele Camerei Deputaților, nu a prezidat această ședință și l-am văzut pe ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, foarte nervos la vorbitor. Practic a avut un discurs foarte acid la adresa opoziției. Spunea că este vorba de ei care doar critică, jignesc, spun aberații. Vă înfășurați în cabluri, așa veți rămâne în istorie, totul pentru că a fost criticat legat de această decizie ce s-a luat. Colega mea, Ema Stoica, este în plenul Camerei Deputaților. A urmărit ce s-a întâmplat în aceste zile, a urmărit ce s-a întâmplat astăzi. Ema, te rog, spune-ne detalii. Destul de multă tensiune acolo. Destul de multă tensiune, practic, din momentul în care a apărut acel prag de 250.000 de lei, am văzut în continuare tensiune în coaliție, în Parlament, și mai ales în dezbateri și schimbări după un minut pe altul. Dacă ieri știam că va rămâne acel prag propus de către coaliția de guvernare, susținut de către lider, după ce ministrul Justiției a venit cu 9.000 de lei, la câteva ore am văzut că acesta a fost anulat. De asemenea, astăzi, ministrul Justiției a ținut să explice de ce a renunțat la acel prag până la urmă, pentru că până el s-au purtat discuții atât în coaliție cât și s-a ținut cont de societatea civilă care ar fi criticat introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu. Este greu de explicat în momentul de față
cum își schimbă guvernanții de la o oră la alta deciziile. De exemplu, când am intrat în plenul Camerei Deputaților, știam că cei de la UDMR nu vreau să voteze această modificare, tocmai pentru că liderul Chelemencunor a criticat încă de aseară eliminarea pragului care încalcă o decizie a Curții Constituționale, deci ar putea să fie neconstituțională legea. După ce au avut o ședință de grup, toți cei din UDMR, am văzut, au votat pentru acest prag să fie eliminat, practic forma guvernului să treacă. Explicațiile venite din partea ministrului Justiției, atât în momentul în care a intrat în această ședință, cât și de la prezidiul Camerei Deputaților, a fost că susține în continuare o formă pe care el a propus-o în guvern, iar modificările ulterioare cu acele praguri pe care le-am văzut au fost făcute pentru că a cerut coaliția și să fie introdus și să fie scos acel prag. Dar ne-am uitat puțin în seară și la atmosferă, pentru că, într-adevăr, liderul Partidului Social-Democrat, dar și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, până la votul final nu a fost în plenul Camerei Deputaților. A încercat să se țină departe, cum s-au ținut de fapt liderii coaliției în toată această perioadă. Acesta în momentul în care Cătălin Tredoiu, ministrul Justiției, își susținea discursul aici în Camera Deputaților, stătea pe telefon Marcel Ciolacu, probabil tocmai în contextul în care au fost foarte multe dezbateri în privința introducerii unui prag pentru abuzul în serviciu. Așteptăm să vedem, pentru că în momentul de față se poartă ultimele discuții pentru cele două legi și cum vor explica cei din coaliție că au schimbat din nou după o oră pe alta, iar cei de la UDMR dacă mai consideră că această lege va fi sau nu la Curtea Constituțională. Ema Stoica, îți mulțumesc tare mult pentru aceste detalii. Ceea ce putem observa și în imagini este faptul că e o mobilizare totală în Parlament. Rar vedem atât de mulți deputați prezenți la un vot. Înțelegem clar că este un vot extrem de important, cel ce s-a dat acum, care de altfel a născut și acest scandal. Și pentru că a menționat colega mea prezența lui Marcel Ciolacu, nu a prezidat această ședință, dar a venit la votul final. Am văzut că după toate piruetele, dacă putem să le numim așa, făcute în jurul pragului pe abuzul în serviciu, Marcel Ciolacu a luat în râs tot scandalul. Întrebat de ce au renunțat complet la prag, acesta a răspuns sfidător jurnaliștilor să nu fure nimeni sub un leu. Haideți să vedem declarația. În folosul infractorilor. Domnule Ciolacu, de ce a fost eliminat pragul? Fără pragul. De ce a fost eliminat? Să nu fure nimeni sub un leu.